Să mergem mai departe să vedem ce le spunem săgetătorilor săptămâna următoare, Vanda. Săgetătorii au bucuria de a-l adăposti 3 săptămâni pe Mercur. Săptămâna viitoare Mercur va intra în săgetător. Ei își vor regăsi dorința de a relaționa, de a comunica, de a fi spumoși, de a fi veseli. Este un Mercur frumos aspectat de Chiron, deci, cum se spune, săgetătorii vor avea absolut toate cuvintele la ei și poate unii vor începe să scrie, poate alții să vorbească în public cu o nonșalanță deosebită de care este bine să se bucure, mai ales că luna plină poate să le aducă ceva îndoieli în ceea ce privește comunicarea, mai ales cu partenerul de viață, pentru că se întâmplă pe soarele să fie pe casa 1, iar luna să fie în opoziție pe casa 7, casa partenerului de viață și în gemeni. Deci comunicarea cu partenerul de viață este posibil cumva să fie tulburată de această lună plină, dar asta nu înseamnă că este o situație care să-i sperie, ba din contră, situație care poate să lămurească anumite lucruri, mai ales dacă săgetătorii nu vor fi dornici să-și impună punctul de vedere, ci vor fi dornici să asculte ce are să spună partenerul și ce le va releva partenerul în legătură cu ceea ce au ei de schimbat. Pentru că săgetătorii cu soarele acolo mai au lucruri de schimbat, mai au lucruri de reglat pe care le-a propus Jupiter, dar pe care poate încă n-au avut timp să le înglobeze în tot ceea ce fac ei. Dar aspectele cele mai importante sunt planetele din Capricorn pe casa a doua. Vom vedea săgetători cu un reviriment extraordinar financiar. În plan financiar și chiar social. E o creștere socială și financiară, pentru că acest Capricorn înseamnă și imagine, înseamnă și felul în care se sunt percepuți, da? Și cum îi poziționează ceilalți pe săgetători. Cum spuneai și tu, acest Jupiter pe casa a doua îi poate face și să strălucească, să îi facă să iasă în evidență prin ceea ce obțin, prin fructele pe care le culeg în urma muncii pe care au depus-o. Dar săgetătorilor e bine să le amintim că dacă vor avea un anumit tip de bunăstare, dacă vor avea acces la resurse, nu este doar pentru ei, este și pentru ceilalți. Capricornul înseamnă și responsabilitatea față de ceilalți. Deci dacă sunt oameni care le cer ajutorul, dacă sunt oameni care din familia lor care au nevoie de sprijin, poate persoane mai în vârstă, dacă sunt prieteni, săgetătorii vor avea cu ce să ajute, vor avea cu ce să fie darnici, generoși, vor putea să susțină și proiectele celorlalți și pe ale lor. Și Marte acesta din casa 12-a pentru săgetători e o Marte foarte frumos, cumva îi transformă pe săgetători într-un fel de înger păzitor, de oameni care acționează la momentul oportun, nu doar pentru ei, cât și pentru ceilalți, sau mai ales pentru ceilalți. Ceea ce este foarte frumos și constructiv, toate aceste aspecte de pe casa a doua pentru săgetători sunt vești extraordinar de bune. Și ar fi bine să fructifice toate oportunitățile, să, dacă au nevoie, să se sfătuiască cu oameni mai în vârstă sau mai bine informați, să o facă, să nu aibă senzația că nu sunt suficient de bine informați, dar după ce își adună informațiile să îndrăznească să facă toți pașii pe care i-au de făcut, pentru că toate proiectele lor se pot concretiza în realitate și se pot concretiza în material. Un alt aspect foarte frumos pentru nativii săgetători este relația cu familia săptămâna următoare, un Neptun foarte frumos aspectat pe casa a patra cu membrii familiei, tot ceea ce ține de oamenii dragi, oamenii apropiați, foarte multă bucurie din zona aceasta și multă intimitate, cu adevărat niște sărbători pentru săgetători foarte intime, foarte plăcute în sânul familiei. Vom vedea că săgetătorii și oricum în ultima perioadă săgetătorii au această amprentă de persoane care își găsesc liniștea într-un fel sau altul prin apropierea de oamenii care le aduc liniște, inclusiv de, spuneam, membrii familiei. Din fericire, acest Marte care se află pe casa 12-a, despre care am tot vorbit, am făcut această referire la anumiți dușmani secreți,
Este foarte bine aspectat acest Marte, deci ei nu sunt neapărat periculoși. Spuneam doar că pot exista anumite elemente de neonestitate în jurul lor la care ar trebui să fie atenți, dar cel puțin săptămâna următoare acest Marte este destul de bine aspectat cu Neptun și cu nodul Nord, ceea ce înseamnă că chiar se pot transforma în prieteni anumite dușmănii sau anumite persoane care au fost ușor ostile, acum poate printr-un comportament deosebit al nativilor săgetători, cine știe, pot deveni mai prietenoși. Ei au un deosebit simț financiar, un deosebit flair financiar în perioada imediat următoare, grație acestor patru planete pe casa a doua, iar fenomenul de lună plină are loc chiar pe sensul vieților, pe axa 1-7, deci o stimulare pe zona parteneriatelor, deci pot face parteneriate foarte interesante, care le vorbesc și despre sensul vieților. Putem spune că nativii săgetători care tocmai au fost părăsiți de către acest mare benefic, dar nu în sensul că au fost părăsiți de noroc, sunt deja puși pe traiectorie de Marele Jupiter, deci sunt pe sensul vieților, sunt pe o direcție bună, benefică, protejați chiar. Acum factorul de protecție s-a mutat pe zona financiară, de pe casa sensului vieților și a propriei personalități. Au ieșit destul de mult în evidență în 2019 nativii săgetători grație acestui Jupiter, care le-a permis expansiune, le-a permis parametrii favorabili din partea sorții. Au fost destul de răsfățați ai sorții anul trecut și anul s-a încheiat cu un cumul de satisfacții și de profit de pe urma norocului astral. Un noroc pe care sigur trebuie să-l păstreze și în 2020 prin tot soiul de parteneriate financiare care vor avea un soi de finalitate foarte frumoasă, în sensul că multă lume le va căuta compania și oameni cu potențial financiar major, oameni care vor veni sub formă de protector, nu numai săgetătorii, ei sunt, în general sunt protectorii altora, dar acum au și ei protectori la rândul lor, care vor fi oameni care cu adevărat vin în viața lor pentru a-i ajuta, pentru a-i susține sau pentru a le pregăti un soi de, pentru a le așterne un covor plin cu surprize foarte plăcute. Și pentru săgetător va fi un an bun din punct de vedere al investițiilor imobiliare. Este un an favorabil grație acestui Neptun pe casa a patra, foarte puternic aspectat. De câte ori avem planete în semnul Scorpionului, acestea automat vor face aspecte bune cu Neptun din Scorpion, deci este o perioadă bună pentru nativii săgetători, fie că este Marte, fie că este Soarele și așa mai departe. Și de asemenea o șansă deosebită pentru săgetători de a face schimbări de forță pe carieră. Pe carieră, deci, și pe muncă. Avem și Uranusul pe casa a șasea, care poate să-i determine să facă niște schimbări masive în acest domeniu. Nu în ultimul rând, este de apreciat faptul că săgetătorii, spuneam, au deosebită forță și prin acest nod nord pe casa 8-a, în plan financiar, s-ar putea să fie nevoie să intuiască un gen de afacere sau să se angajeze undeva unde să fie ceva care îi susține să intre pe linia lor de destin. De exemplu, pentru săgetătorii care acum se angajează pentru prima dată, mare atenție, pentru că s-ar putea ca primul loc de muncă pentru un nativ săgetător în această perioadă, bine, pentru cei care acum s-ar angaja, spuneam, prima dată, ar fi un loc de muncă foarte puternic încărcat de semnificație karmică. Da, de fapt e locul de muncă care le poate defini cumva linia atât a carierei cât și a activității care să le aducă sentimentul că își împlinesc menirea. E foarte frumos aspectat acest Uranus de pe casa a șasea cu, acum cu Jupiterul din Capricorn. Adică, din nou, săgetătorii muncesc, dar au extraordinar de multe satisfacții, atât materiale cât și sufletești. O concluzie, Vanda, pentru nativii săgetători? Să fie recunoscători pentru tot ceea ce au avut în anul acesta, dar și pentru anul care urmează, pentru că vântul le suflă din plin în pânzele corăbiilor. Adică ei chiar sunt extraordinar de ocrotiți și susținuți de toate planetele din momentul acesta. Deci, practic, concluzia pentru aceștia este faptul că ceea ce a fost de înțeles s-a înțeles, doar că acum trebuie să-i ajute și pe alții să înțeleagă lucruri importante despre destinul lor. Este un moment astral deosebit de plin de semnificație, aș spune, pentru că atunci când ești atât de favorizat de
de soartă, de destin, așa cum au fost săgetătorii prin prezența lui Jupiter în semnul lor și chiar și a lui Venus, ți se cere să dai și proba de final. Adică trebuie să demonstrezi că este un moment în care și tu poți să fii susținătorul Universului, ajutând elemente care, să spunem, fie sunt mai haotice, fie sunt mai puțin favorizate, fie ai de reglat, ai de armonizat anumite energii în jurul tău. Deci cam asta, ca o concluzie, au de făcut nativii săgetătorii. Trebuie să armonizeze lucruri, dar nu sunt lucruri ușoare. Mare atenție, săgetătorii au o lună în care aceste reglaje și aceste armonizări pe care le-au ei de făcut nu vor fi lucruri ușoare. Ei vor trebui să ajute oameni care fie sunt într-un colaps financiar, fie sunt într-un colaps emoțional, fie sunt într-un colaps profesional și așa mai departe. Deci oameni care vin cu un profil foarte puternic karmic în viața acestora, cu specific de a fi ajutați. Practic este proba nativilor săgetători luna aceasta de a face ceva bun pentru oameni mai necăjiți, oameni, să spunem, care sunt mai puțin favorizați de către destin. Revenim după publicitate cu nativii Capricorn. Ce le spunem capricornilor? Da, și multe le spunem capricornilor, să se bucure de simțul umorului pe care l-au căpătat cu acest Jupiter intrat pe casa întâi, care și optimism, optimism, simț al umorului, poftă de viață, poftă de viață, bucurie, șansă, de sigur, viață, noroc, foarte multe șanse. Este o planetă care îi propulsează cumva pe Capricorni, atât în familie, cât și în restul relațiilor pe care i-au. Îi vor vedea pe Capricorni nu retrași cum sunt obișnuiți, ci ieșiți la rampă, capricorni care vor chiar să strălucească și strălucesc, pentru că au cu ce, toate calitățile pe care ei cumva le țin să nu se vadă, acum sunt în fața tuturor, sunt etalate, sunt apreciați și lăudați pentru ceea ce sunt. Și au nevoie să se obișnuiască cu asta, pentru că până pe 19 decembrie anul viitor, capricornii vor exersa latura luminoasă, latura prietenoasă, latura plină de bunăvoință, latura comunicativă. Vor fi dornici să exploreze, să înțeleagă, să călătorească, să învețe, să facă lucruri care efectiv să-i scoată din amorțire și să-i ajute să crească. Este un an foarte frumos și o lună frumoasă pentru capricorni, cu atâtea planete care sunt, iată, frumos aspectate. Deci ei, în afară de o mică sincopă între Jupiter și Chiron, dar lucruri care sunt foarte ușor de rezolvat, în rest, capricornii care știu să comunice cu sine și cu ceilalți sunt favorizați extraordinar de planete. Și chiar dacă luna, de exemplu, e pe casa a șasea pentru capricorni, pe casa muncii, dar și a sănătății, ne referim la luna plină, asta nu înseamnă decât că li se spune să aibă mai multă grijă de ei, să nu se epuizeze, să nu muncească până când nu mai au energie, ci să-și ofere răgazul de a-și reîncărca bateriile, fie alături de familie, fie făcând lucruri care le sunt dragi, și în felul acesta să se păstreze pe linia de plutire și toată energia pe care o au să nu îi ducă spre epuizare, ci spre împlinire. Capricornii sunt extraordinar de frumos ajutați să crească în această perioadă. Sunt ajutați să înțeleagă care le sunt principiile de viață. Realitatea vine să le demonstreze faptul că au dreptate, faptul că obiectivele pe care și le-au pus în față sunt obiective care sunt concrete și extraordinar de importante, nu doar pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor. Și mai ales dacă avem capricorn care se ocupă de persoane mai tinere decât ei, care au copii,
au o perioadă foarte frumoasă de regenerare a relației cu copilul acela, pentru că Uranusul de pe casa 5-a din Taur pentru Capricorn, care este în trigon cu Jupiter, le spune că ei își pot înțelege mai bine copiii, pot să devină creativ precum copiilor, să aibă un suflu de tinerețe extraordinar pe care acest trigon le poate da, dar inclusiv să învețe să riște, ei care nu prea riscă și calculează totul și pun totul sub forma unei strategii. Cu Uranus pe casa 5-a sunt abilitați să riște, să riște și în domeniul financiar și nu numai, și să riște cu rezultate foarte bune și care se pot întinde pe termen lung de aici înainte. Da, mare șansă pentru ei, cu tot ce au aici, pot face lucruri exact pe termen lung, lucruri foarte puternice, de mare forță, pe care și le doresc de ceva timp, sau pot culege roadele unor activități, de exemplu, pentru cei care tocmai au terminat o facultate sau o specializare, pot culege roadele, lucrurile se materializează și lucruri care s-au materializat mai greu, adică o materializare târzie, dar foarte concretă și foarte de anvergură. Ei vor fi puși în evidență direct de către destin, este ca și când se treziți dimineața și sunt deja pe scenă. Își stabilesc foarte clar și foarte corect, poate este zodia care își stabilește cel mai clar prioritățile în perioada imediat următoare, păstrând totuși diplomația, deci nu vom vedea neapărat Capricorn foarte temerar sau foarte îndrăzneți în perioada următoare, dar îi vom vedea foarte calculați, foarte determinați și hotărâți, și acest lucru le va aduce un succes deosebit. Există o presiune pentru ei însă, în sensul că foarte multă lume apelează la serviciile lor și vom vedea Capricorn care muncesc și pentru alții. Mergem mai departe să vedem pentru Vărsător, Wanda. Vărsătorii care în următoarea săptămână au o lună plină pe casa 4, lor ar trebui să le spunem să aibă grijă cum comunică cu cei din familie și cum reușesc să-și armonizeze relațiile și cum reușesc să ateneze conflictele cu cei din familie, pentru că luna aceasta plină vine cumva să le tulbure apele în această privință, dar în același timp ei au și o susținere extraordinar de puternică din partea planetelor de pe casa 12-a pentru săgetători, casa ajutorului divin, casa ajutorului celorlalți la modul necondiționat și fără a aștepta nimic în schimb. Pe vărsători e posibil să-i vedem transformații în amfitrioni, în protectori, în oameni care își doresc să fie de folos celorlalți și care fac lucrul acesta cu extraordinar de mare seriozitate. Dacă e ceva care să-i stabilizeze pe vărsători și cumva să le dea direcție, este exact acest ajutor pe care sunt chemați să-l dea celorlalți. Ei cumva ajung să nu-și mai dorească să trăiască atât de mult pentru ei cât pentru ceilalți. Sunt foarte multe planete pe această casă a 12-a. Deci ei cumva își pot lua în serios rolul de înger pățitor pentru foarte mulți oameni. Au și resursele să facă lucrul acesta, atât resurse materiale cât și resurse sufletești. Sufletul lor înflorește efectiv în momentul în care este pus în slujba celorlalți. Lucrul acesta este extraordinar de frumos pentru săgetători, împreună cu acest Neptun din casa a doua, care le susține orice efort pe care îl fac în domeniul financiar și nu numai. Pentru vărsător, Neptun este un los câștigător în tot ceea ce își pun în minte să facă, cu singura condiție de a avea intenții bune și de a cumva de a împărți și împărtăși cu ceilalți tot ceea ce vine către ei. Să nu țină nimic pentru ei, pentru că în momentul acela pierd și ceea ce nu au. Ăsta este un sfat pe care îl dăm vărsătorilor și nu în ultimul rând să înțeleagă că lucrurile vin către ei doar în măsura în care și le asumă. Deci dacă vor fi vărsători care vor să evite să ajute pe ceilalți sau vor să cumva să sară etape, nu li se va permite, pentru că tot ceea ce este în casa 12-a, în momentul acesta, vine să le atragă atenția că corectitudinea este răsplătită, seriozitatea, felul în care ei știu să-și organizeze viața și nu numai viața lor, dar și pe a celorlalți. Și vărsătorii sunt o zodie care au un contact deosebit cu sufletul în această perioadă, printr-o forță deosebită pe care o are casa 12-a, casa regăsirii sufletești, cu patru planete în
care sunt exact în casa peștilor pentru nativii vărsători, Pluton, Saturn, Venus și Jupiter, asta înseamnă că ei au un soi de clarviziune involuntară. Deci, practic, au acces la sufletul lor involuntar. Deci, peste tot, radarul este sufletul. Tot timpul acesta le spune, fă aia, nu fă aia, e ca și când ar avea o busolă pe care scrie suflet. Și orice acțiune sau persoană intră în viața lor, nativul vărsător va avea capacitatea deosebită de a spune da sau nu, pentru că simte dacă trebuie să spună da sau nu. Revenim! Să vedem, Vanda, pentru nativii pești ce vești avem. Nativii pești cu Neptun pe casa întâi și ei sunt niște răsfățați, mai ales că Neptun face niște aspecte minunate cu Marte din casa noua, din Scorpion. Probabil că au fost mulți pești care au vrut să călătorească, care au vrut să, chiar au călătorit în ultima perioadă, dar nu numai mod concret, ci și au călătorit în propriul lor suflet, au încercat să-și înțeleagă mai bine pornirile, să înțeleagă care le sunt direcțiile de acțiune, ceea ce nu este absolut deloc rău pentru ei. În același timp, avem o casa 11 extraordinar de bine aspectată pentru pești cu atâtea planete acolo, cu care, iată, Neptun face sextil. Deci peștii au extraordinar de mulți prieteni în jur, li se dovedește că oamenii sunt mereu alături de ei, că sunt sprijiniți, că sunt ajutați, e posibil să-și descopere protectori din umbră, oameni importanți, oameni cu autoritate care pot să pună, cum să spun, să le dea peștilor încredere că pot face lucruri extraordinar de importante și ar fi bine să-i prețuiască pe acești oameni și să le caute cumva prezența, pentru că le sunt extrem de benefici și să aibă grijă mare la felul în care relaționează cu familia lor, pentru că în acest moment au câteva dubii legate de lucrul acesta, dar ele vor trece odată cu luna plină. Nu este nimic de care să le fie teamă, nu este nimic care ar trebui să îi destabilizeze. Ei, dacă rămân credincioși principiilor pe care le au, atunci vor fi chiar ei un element de stabilitate în viețile celor din jurul lor. Pentru pești va fi chiar și un an frumos, atâta timp cât îl au pe Neptun acolo și îl mai au destul de mult timp. Și mai ales să nu uităm că va pleca și Lilith din zodia peștilor, ceea ce va fi ca o ridicare a unei pietre de moară de pe sufletul lor, pentru că nu a fost ușor atâtea luni să facă față multor temeri și multor clipe de deznădejde care se vor termina, mai ales de când, iată, și Jupiter a intrat pe casa 11, dându-le un optimism și o speranță de viață care să-i ajute să-și vadă viitorul în culori cât mai frumoase. Ei trebuie să-și continue propriul drum. Toate aceste planete în Capricorn pe casa 11 pentru ei vorbesc despre un grad de toleranță foarte mare pe care l-au peștii față de destin în general și față de alții. Multă generozitate care vine din partea nativilor pești pentru cei din jur. Scopul și misiunea lor în perioada imediat următoare este acela de a ajuta și de a ajuta semnificativ. Sigur că da, construirea propriului destin, mai ales pentru peștii care sunt la început de drum, va veni într-un mod firesc, adică pe principiul tu ajuți și noi vom avea grijă, adică universul va avea grijă să te ajute pe tine. Cam așa funcționează regulile și legile în viața nativilor pești. Ei, spuneam, trebuie să chiar să preia uneori stările celorlalți, să-i ajute pe oameni, să-i susțină într-un mod destul de dezinteresat și necondiționat și vor fi la rândul lor ajutați de către univers. Destul de compatibil cu tot ceea ce ține de mediul înconjurător, în sensul că nativii pești vor avea și foarte mult foarte multe evenimente și situații favorabil scoase în calea lor de către univers, astfel încât să se simtă bine, să se simtă într-adevăr în al nouălea cer, pentru că nu sunt în contexte de viață potrivnice, adică într-o familie în care să nu se simtă bine, într-o casă în care să nu se simtă bine, la un serviciu. Nu. Dimpotrivă, ei sunt în medii destul de favorabile, să spunem așa, și favorizate de către destin. Pot apărea brusc situații de mare forță, chiar și în investiții, lucruri neprevăzute care sunt de bun augur, evident.
Și nu în ultimul rând vom vedea pești care au, spuneam, șansa deosebită chiar și în zona financiară de a construi alături de oameni care au interese comune, cu care pot construi foarte frumos, fără niciun efort, pur și simplu pentru că fac parte din aceeași ligă. Oameni cu care se înțeleg, sunt compatibili și care au și aceleași interese financiare, adică un fel de business-uri în familie sau între prieteni. Foarte bună perioada din punct de vedere al intimității și al șansei de a produce mai mulți bani în prezența unor oameni cu care au compatibilitate emoțională și sufletească. O perioadă bună din toate punctele de vedere și această lună plină pe casa carierei, iar este foarte favorabilă în sensul că vom vedea mulți nativi pești care sunt foarte remarcați la locul de muncă și care au și foarte multe realizări profesionale. Vanda, ți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem de la ora 21. La revedere!